că în studioul nostru, la această oră, va fi domnul ministru Eduard Novac, este ministrul sporturilor. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Există o regulă ca în partidele, la partidele din campionatul european de fotbal, să existe cel puțin 25% public în tribune. Înțeleg că organizatorii cer o garanție aici, o certitudine că în tribune vor fi spectatori. Le-ați oferit garanția asta? Trebuie să ne asumăm acest lucru și o să introducem pe în ședința de guvern, pe ordinea de zi. Eu cred că membrii guvernului sunt de acord cu această asumare. Trebuie să conștientizăm faptul că este un eveniment extraordinar de important și nu degeaba trebuie să ne asumăm acest lucru în fața UEFA. Cred că nu va fi o problemă. Este vorba de o formalitate. Noi ne gândim, chiar dacă avem două scenarii, indiferent cum va arăta pandemia, noi ne asumăm 25%. Dar dacă numerele o să arate bine, atunci putem să mergem și până în 50%. Deci, important ca să salvăm această competiție și să iasă foarte bine. Dar invers, dacă cifrele vor arăta foarte rău, nu vom renunța la această... Nu contează cum va arăta, chiar dacă va arăta foarte rău cifrele, noi trebuie să ne organizăm, să ne asumăm că această cifră, acest procent de 25% va fi pe stadion și am înțeles că deja mâine, poi mâine vor veni specialiști de la UEFA să antreneze oamenii noștri, adică din cadrul FRF, care organizează efectiv evenimentul, ca să fie foarte bine organizat toată schema de siguranță, de intrare și de ieșire a spectatorilor. Vă gândiți probabil la dispunerea oamenilor în tribune, pentru că între ei trebuie să fie distanță și așa mai departe. Cine vor fi cei care vor fi pe stadion? Doritori? Vor fi plătitori de bilete? Îi veți selecționa cumva înainte? Care va fi sistemul? Nu, sunt niște bilete puse la dispoziție, cumpărate și aceia vor fi spectatorii. Se vinde un număr de bilete, da. Când s-a atins pragul, exact. S-a oprit. Exact. Și atât. Totul se va face cu derogare. Ne spuneți dacă va merge prost, dacă cifrele vor crește, se va face o derogare în așa fel încât oamenii să poată merge la aceste... Da, cu siguranță. Adică aici avem noi competiția noastră, în afară de faptul ce se întâmplă în țară sau în București. Noi trebuie să rezolvăm această situație. Și cred că se poate rezolva, că efectiv totul va fi foarte bine organizat și cu siguranță acest proces, această schemă pe ce se lucrează acum nu va afecta deloc pandemia. Deci. Ați făcut o declarație care a stârnit foarte mult optimism, încredere. Ne gândim la revenirea suporterilor pe stadioane. Poate va fi un procent de 10% sau poate că acest procent va fi unul mai mare. Acum nu mai vorbim despre campionatul european de fotbal, vorbim despre competițiile noastre. Unde suntem? Revin spectatorii pe teren? Da. Deci, în prima fază, noi acum ne zbatem și probabil săptămâna aceasta avem și soluția pentru a trece de la testele PCR pe antigen. Cred că este o mare realizare pentru noi și pentru Ministerul Sănătății, deoarece putem să dăm posibilitate și echipelor de junior și tineret și pentru fotbal și să se relanseze, că testele PCR costă foarte mult. Și în faza a doua să trecem la acest pas. Deja am rezolvat o chestiune foarte importantă. Trebuie să știți că nu mai aparține decizia de către CNSU, ci aparține între MTS și MSE, deci între cele două ministere, Sănătății și Tineretului și Sportului, și putem reglementa printr-un ordin comun. Așa, desigur, acest lucru depinde de numerele care, adică de situația pandemică. Deci, cu siguranță, noi încercăm să împingem la maxim și să... Asta este ideea noastră, ca să protejăm cât mai bine sportul și, desigur, echipele. Cum colaborați cu Ministerul Sănătății? Eu cred că foarte bine.
Asta înseamnă că va exista un ordin comun care va reglementa... Cu siguranță vă dați seama că Ministerul Sănătății este bombardat acum din toate părțile. E foarte greu. Și ei sunt niște oameni care trebuie să lucreze, birocrație și nu știu ce. Dar cu siguranță ne îndreptăm către lucruri bune. No, pentru noi acest lucru, pentru federații, pentru sport, trecerea de a PCR la antigen e un lucru extraordinar. Faptul că de la CNSU a coborât la noi decizia, iarăși e un câștig. Și cu siguranță ne îndreptăm către faptul ca spectatorii să vină pe stadioane. Dumneavoastră ne-ați explicat cum stau lucrurile. Testele antigen sunt pentru sportivi? Da. Sportivii înaintea competițiilor vor face teste antigen în așa fel încât să nu se împună în pericol unii pe ceilalți. Și alt este, costul este total altceva. Și costul și rapiditatea. Exact. Practic ei se pot testa cu câteva ore înainte de a intra pe teren. Exact. Sau exact când sunt la vestiar, nu? Înainte de partidă. Exact. Ăsta va fi sistemul, la asta vă gândiți. Exact. Cum faceți însă cu spectatorii? Ați văzut, cifrele sunt în creștere peste tot, se vorbește despre valul 3. Aici care ar fi sistemul? Și spectatorii să facă teste? Eu cred, în primul rând, dacă vedem și nu noi, dar Ministerul Sănătății sau cine se ocupă de tot felul de măsurători și de teste, ei știu foarte bine unde sunt cele mai mari probleme. Și acolo se va închide și probabil restaurante sau alte zone. Desigur, e o mare pierdere pentru toate domeniile business-ului. Dar cu siguranță, dacă reușim, în primul rând, trebuie să vedem cine poate să-și organizeze sistemul acesta de a intra, de a se poziționa, adică de a umple stadionul. Eu cred că nu toate echipele din Liga 1 au această posibilitate, dar trebuie să vedem, fiecare trebuie să-și asume că poate să aibă personalul necesar ca să reușească să securizeze acest lucru. Și acum noi vrem să rezolvăm cu PCR-ul și după aceea să începem să lucrăm pe asta. Un orizont de timp. Din cum arată acum lucrurile și ne spuneți deja că nu vedeți ca toate cluburile să poată să aibă capacitatea. Pentru noi strategic este Euro 2020. Ca acolo, bine, o să fie o decizie total diferită, aparte față de deciziile acestea. Însă mai, iunie, aprilie, mai, iunie, deci cam așa. Deci imediat noi ce reușim acest lucru, începem să lucrăm pe această schemă de a aduce înapoi spectatorii. Și cu siguranță faptul că zonele verzi, galbene și roșii o să aibă un mare cuvânt de spus. E posibil, deci, ca în zonele verzi, de exemplu, să vină mai mulți spectatori decât în alte zone? Da, normal, că trebuie să avem în vedere și aceste zone, deoarece sunt niște indicativi care de zone de risc mai puține, mai mari și tot așa o să începem să... Totul va depinde de colaborarea dumneavoastră cu Ministerul Sănătății, dar în mod cert Ministerul Sănătății va lucra cu propunerile pe care dumneavoastră le faceți. Da, exact. Propunerea va fi 10%, ăsta este un obiectiv? Noi lucrăm tot timpul cu federațiile în domeniu, adică cu FRF, cu LPF. Și atunci noi acum lucrăm pe Euro 2020 cu FRF și pe campionatul intern cu LPF. Și ei să vină cu schema, noi frumos să începem să lucrăm cu Ministerul Sănătății. Deci cam aceasta este procedura. Și vă așteptați ca la sfârșitul lui aprilie măcar să știm regulile, da? Regulile sunt gata. Adică regulile sunt gata. Noi acum sunt trebuie gata, să așteptăm. Nu putem să venim cu 10.000 de informații către Ministerul Sănătății, că săracii și așa sunt prea aglomerați. Așa că le luăm în pași. Și cred că fiecare trebuie să recunoască că, deci care sunt pașii. Testele, ca să dăm drumul la tineret și la sporturi, că costurile sunt foarte mari. Pasul al doilea e Liga 1 și decizia pe Euro 2020, decizia guvernului. Și nu cred că mai este mult timp până să se reîntoarcă suporterii pe stadion. Mai iunie, am reținut. Da. Meciurile din preliminariile campionatului mondial, vreo șansă să fie acolo spectatori? În Germania știm că nu. Nu. Nu vă așteptați. Nu. Să vorbim despre stadioane. Avem 3 stadioane noi pregătite pentru campionatul european de fotbal, pentru Euro 2020.
Haideți să le luăm pe rând, vrem să știm care este soarta fiecăruia dintre ele. Și lăsăm la coadă pe cel cu scandalul cu rugby-ul, adică stadionul de la Arcul de Triumf. Haideți să începem, cu care vreți să începem? Cu Giulești? Care e situația acolo? Cred că Giuleștiul... Deci, ceea ce știu, că până în data începerii europenelor, totul va fi pregătit. Acum totul depinde de perioadă. Noi am preluat deja Giulești, Steaua urmează, deci cred că suntem pe drumul cel bun. Nu mai sunt multe de făcut. Rapidul va juca pe Giulești? Când? În Liga a doua. Anul acesta? Sper că da. Anul acesta, da. Sperați că da. Sperați că anul acesta, da? Da. Că l-ați preluat, ce înseamnă? Înseamnă că e recepționat, e cum trebuie? Păi acum, sincer să vă spun, noi am preluat Arcul de Triumf, că este al nostru. Ajungem la Arcul de Triumf. Bun, haideți. Deci nu pot să mă pronunț Rapidul când o să preia stadionul, că este al lor. Uh-huh. Nu aparține de noi. Nici Steaua nu aparține de noi, nici Giuleștiul nu aparține de noi. Singurul stadion care aparține de noi este Arcul de Triumf. Și acolo care e situația? Va fi al rugbiștilor sau va fi și de rugby și de fotbal? Care va fi situația? Cum am spus de tot timpul, rugbiștii o să aibă prioritate și dacă o să fie locuri libere pentru alte sporturi, o să primească și probabil și fotbalul loc. De ce nu? Important este că această bază trebuie să funcționeze. Și trebuie să fie profitabilă. Profitabilă în sensul în care să nu cheltuim bani, adică să producă ca să ieșim măcar la zero. Sunt mulțumiți de varianta asta? Sunt mulțumiți să afle că vor avea prioritate? Asta înseamnă că nu numai ei vor fi acolo? Acum noi suntem în perioada de avizare, adică avem foarte multe avize de luat. Eu îmi doresc că pe 1 mai să fie totul pregătit, să deschidem porțile. Și în momentul în care am deschis porțile, rugbiștii poate să se antreneze, poate să-și desfășoare activitatea, cred că nu o să mai fie nicio problemă. Știți că e un mare subiect în România, avizisu, este la Arcul de Triumf? Încă nu, pentru că n-a venit momentul avizului ISU? Sunt neîndeplinite niște condiții? Nu, încă n-a venit momentul, încă avem foarte multe avize de luat până... Ne zbatem pe toate căile, dar vă dați seama, e o investiție, a trebuit să intabulăm, adică, na. Sunt trebuie... multe lucruri de făcut. De aceea nici nu deschidem. Aveți emoții adică, cu probabil... avizul ăsta de la ISU? Nu cred. Deci, eu cred că acolo toate sunt pregătite, e o bază modernă, deci făcută cum trebuie, a fost preluat, cred că îndeplinește toate condițiile. Dumneavoastră știți care e standardul aici? Stadioanele astea sunt la standard, la standardul momentului? Eu așa am văzut că da. Sunt cele mai moderne stadioane din România acum? Cele trei? Da. N-am mai văzut România așa ceva. Și am fost surprins când am intrat acolo. Este într-adevăr o investiție și o bază extraordinară. Deci, cumva zâmbeam tot timpul când am văzut efectiv baza cum arată. Cât de bine este făcută și cât de modernă este pentru noi, efectiv, adică pentru sportivi. Cum ne antrenam acum 10-20 de ani și acum ce condiții poate să aibă sportivi. Giulești și Ghencea au aviz ISU? Nu. Încă nu. E din același motiv, că nu a venit rândul avizului ISU. Exact, sunt foarte multe, da. De două luni, de când am preluat acest stadion, de atunci lucrăm pe avize. Sunteți sigur că va începe activitatea și vor fi partide acolo cu aviz ISU? Altfel nu se poate. Adică eu ce pot să spun astăzi, că pe Arcul de Triumf, care e a nostru, fără ISU, și fără celelalte, toate avizele, nu funcționăm. Ce va face Giuleștiul și Steaua e treaba lor. Nu aparține de noi. Aveți o cerere de la Gigi Becali pentru Arcul de Triumf? Nu. Vrea și el acolo să joace echipa lui? Nu v-a cerut asta. Nu, că n-am ajuns la asemenea discuții. Nu. Când o să vă spun. Bucureștiul nu are o sală polivalentă. O are pe aia din 1974, Parcul Tineretului, probabil că o știți. Aici există vreun plan? Are vreo șansă orașul ăsta? Vă aduceți aminte că noi am mai vorbit, chiar în acest studio, despre cât de înapoiată este România,
despre cum aici aproape de noi în Ungaria a fost o explozie de terenuri de fotbal, săli de sport și așa mai departe, bazine de not și patinoare. La noi, cum e cu București? Dita mai capitala, fără o sală polivalentă de secolul 21. Știți că București nu are nici patinoar? Nu are nici patinoar, da, pentru că și despre asta am vorbit, da. Deci, vă spun care este viziunea mea. Viziunea mea este, în primul rând, strategia sportului românesc, care trebuie să dea direcția sportului românesc, care în momentul actual de 30 de ani nu există. Trebuie să avem care sunt sporturile prioritare pe care le-am discutat acum și o să analizăm. Am început, deja avem protocolul semnat, adică memorandum pentru elaborarea strategiei sportului românesc, semnat de către Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Finanțelor, MEAPN și noi. Deci înseamnă acest lucru că prin această strategie în care va da direcția sportului românesc, sporturi prioritare, pentru aceste sporturi prioritare, deschiderea finanțării, adică legii sponsorizării, ca să fie interesate domeniul privat să investească în aceste sporturi. Și în momentul în care avem acest lucru, o să știm foarte bine, în general, în țară, ok, dacă vrem atletism, da? Câte terenuri avem nevoie? Câte avem? Câte trebuie să mai construim? E răspuns la întrebare. Vrem în not, da? Câte bazine avem? Unde avem? Unde n-avem? Unde trebuie să avem? Și deja, cu acest lucru, tu poți să faci un plan național de investiții pe baze sportive și atunci aceste baze îți servesc strategia, îți servesc direcția. Acum, astăzi, credeți-mă, în țară se construiesc foarte multe polivalente și aici și acolo, dar un semn foarte bun, că deja Sibiul, deja Craiova a venit la mine și mi-a cerut părerea, uite, vrem să construim această bază sportivă, ce să construim aici? Știți? Că foarte multe ori un primar n-are de unde să știe ce sport trebuie să facă acolo. Primarul Bucureștiului a venit la dumneavoastră. Să vă întrebe, domne, polivalentă, nu cumva avem nevoie de o polivalentă? Am discutat cu el și cu siguranță o să avem o colaborare bună. Și cu polivalenta vreun plan? Vom avea vreodată? Trebuie să avem și polivalente, și patinoare în București, și bazine de not în București. Și acesta este planul. Adică momentul actual când totul este lăsat așa în... De aceea că nu există o linie, nu există o strategie. Înțelegeți? De acestea suntem așa. Deci noi suntem astăzi, adică până în decembrie, am fost o bancă care finanțam aceste cluburi, DGTS-uri, federații și frumos ne retrăgeam în banca noastră și fiecare vedea de treaba lor și eram uitați. Nu putem să lucrăm așa, deoarece aceste organizații mici, fiecare face planul lui cum își vrea. Și trebuie să avem un plan comun și fiecare să servească acest plan comun. Când va fi gata planul ăsta în care veți spune care sunt sporturile prioritare? Deci avem termen până... Sunt destul de clare. Avem termen până în decembrie, dar noi vrem să finalizăm până septembrie, octombrie, ca să avem deja să treacă prin guvern, prin parlament și să intre de anul viitor. Sala este polivalentă, da. Deci ea poate fi folosită să pentru mai multe sporturi. Să vă dau o formă de sală, da, polivalentă? Da. Bine, vă dau. Sală polivalentă cu velodrom. Ah. Da? Introdus un velodrom. Înăuntru velodromului, o pistă de atletism de 200 de metri și înăuntrul pistei de atletism îți rămâne loc pentru orice alte sporturi. Basket, volei, poți să faci judo, handbal, orice vrei. Așa vă gândiți că ar trebui să fie o sală poate polivalentă? Poate să fie așa o sală polivalentă. În momentul ăsta în România există un velodrom? Nu. De interior? Nu. Nu există. Minunat. 26% este proporția în care a fost construit patinoarul ăsta pe care Bucureștiul nu-l are. S-a stricat ce au construit. Ați văzut? E ce trebuie. Ce-i mai trebuie? Patinoarul este. Din păcate este blocat acel patinoar. Juridic este blocat. Sunt în instanță și cred că durează foarte mult timp. Eu văd sincer, până avem o soluție și se termină toate acele procese pe acel patinoar, se pot construi încă 4-5 patinoare în 5 sectoare în București. Un patinoar costă cu balon,
costă 1.000.000, 1.500.000 de euro și în aceste patinoare tu poți să crești 3 sporturi olimpice. Hockey, patinaj artistic, patinaj viteză. Acesta este proiectul. Adică dacă construim patinoare și începem să construim patinoare, ceea ce hockey este un sport extraordinar pentru copii, deci tineret, adică e super, super acest sport, poți să crești pe lângă el încă 2 sporturi olimpice, și artistic și patinaj viteză. Acum 20 de ani, 30 de ani, ungurii veneau la noi să învețe să patineze short track și luau 10-1 de la Naționala României pe hockey. Acum noi luăm 10-1 de la ei și ei sunt campioni olimpici la short track. Și asta datorită infrastructurii, că au construit și au pus și activitate înăuntru. Au zis, ok, fiecare patinoar, 3 antrenori de short track, ăsta e salariu și aduți copiii și fă. Și asta e rezultatul. Flamaropol, deci e caput. Deocamdată e caput. Iese din planurile dumneavoastră complet Flamaropol. Păi dacă stau 4 ani la guvernare, poate prind sfârșitul. Da. Până atunci vă ocupați de altele. Da. Ar trebui altele să fie mai repede, adică intenționez să găsim parteneri cu care putem să construim de la zero patinoare. Jocurile olimpice. Da. La precedenta ediție am avut 5 medalii, dintre care una de aur. Cum e bilanțul ăsta pentru dumneavoastră? Cam la fel. Anul ăsta, dacă la Tokyo va fi la fel? La același bilanț vă așteptați? Un pronostic foarte optimist, la fel. Cam la fel. Foarte optimist. Da, foarte. De ce suntem păcate, aici? Din păcate, foarte optimist. Dacă noi, că v-am spus, deci până în decembrie, noi am fost o bancă. Da? Deci dacă nu controlezi, nu ai obiective, antrenorii n-au obiective, avem antrenori care au sub 5 sportivi, avem antrenori care n-au sportivi, avem antrenori care stau acolo de 30 de ani și nu pleacă de la locul lor de muncă, antrenori care, astăzi, școala de antrenor este în felul următor. Termin un curs de antrenoare de 2 ani și a doua zi pot să fie antrenor de lot național într-o federație. E normal așa ceva? Adică, efectiv, noi, în sistemul acesta, ne batem joc de sportivi. Că ori îl antrenezi, adică subantrenezi, ori îl supraantrenezi, că oricum nu iese bine. Dovada faptului că foarte mulți sportivi care ies în afară sau cresc în afară și fac în afară, într-un sistem bine pus la punct, au rezultate. La noi, acești copiii noștri, genetic nu s-au schimbat din 90 încoace. Sunt aceiași copii puternici, care au dat rezultate, am avut campioni, s-a schimbat sistemul. Nimeni nu mai tras la răspundere, nici antrenorul, nici directorul de la club, nimeni, nici federațiile. Asta trebuie schimbat, dacă vrem performanță. Astea sunt lucruri arhicunoscute. Pare că în România au fost șterse cu buretele. Despre sistem ați vorbit și în cazul ratării de la handbal. Handbal feminin a ratat calificarea la turneul olimpic de la Tokyo. Naționala noastră de handbal feminin e o problemă de metodologie și de pregătire a sportivilor, de organizare. Ce trebuie să se schimbe? Deci, este lotul, da? Și cluburile. Ok. Lotul național, poți să aduci cel mai bun antrenor de lot național din lume, că în lotul național îți intră jucătorii înainte cu o săptămână, 2 săptămâni în cantonament, că vin jucătorii de la cluburi. Problema este că la cluburi nu cred că sunt cei mai buni specialiști. Că dacă ar veni, am avea acolo jos cei mai buni specialiști și ar veni sportivi în lot național pregătiți într-o formă fizică perfectă pentru acele competiții, atunci am avea alte rezultate. O altă variantă este să ții lotul național timp de un an, că și au mai făcut națiuni. În fotbal, de pildă, au ținut întreg anul lotul național cu cei mai buni specialiști, cu staff tehnic și au avut rezultate. Noi degeaba ținem lotul național și aducem pe bani, nu știu câți de mulți, cel mai bun antrenor, dacă sportivii tăi nu sunt bine pregătiți pentru acele competiții. Și aici vine problema. Iarăși ne întoarcem la sistemul de antrenorat. Mi-ați povestit despre cross country și despre Vlad Dascălu.
Are șanse la Jocurile Olimpice? Are șanse de top 10. Vlad Dascălu e un produs spaniol. E un produs spaniol. Exact. Explicați-le telespectatorilor noștri ce înseamnă că e un produs spaniol. Da, Vlad Dascălu, băiat de lângă Fălticeni, s-a mutat cu părinții în Spania, a început ciclismul acolo, a crescut cu ciclismul spaniol, a devenit campion mondial cu ciclismul spaniol și concurează pentru noi. Suntem norocoși și fericiți. Are un loc top 10 acum, dacă anul acesta, cred că este un rezultat extraordinar. Se antrenează în continuare în Spania? Da. Și concurează pentru România? Da. Nu e meritul nostru nicicum? Doar că concurează pentru România. Și vrem să ne bucure. Face parte din lotul olimpic al României, COSR îl plătește cu indemnizație, deci atât. Gimnastică nu ne-am calificat. Există pe echipă, evident. Da. Există aici? Vom reveni vreodată măcar la piciorul broaștei? Se poate. Se poate. Se poate. Iar aveți nevoie de sistem, de antrenori, da, și de bază, da, de, deci, selecție. Ce v-am spus? Avem nevoie de strategie, de bani, de viziune, de staff și... Dar acest lucru, chiar dacă noi facem strategia... Acum, dacă v-ați dori și v-ați axa pe gimnastică, să spunem că în strategia aceea dumneavoastră vârful de lance ar fi gimnastica, pentru că așa vă propuneți, pentru că știți că țara asta poate, da, are ferment, probabil că are și știință. Ați găsit specialiștii cu care să porniți șantierul ăsta? De afară. De afară. Și probabil sunt tot de-ai noștri care au plecat sau de afară? Din păcate, da. Așa ați face, nu? Cu siguranță trebuie să... Știți, sportul e pragmatic. Adică e ceas, e numere, trebuie să recunoaștem situația în care suntem. Asta e situația, ok. Vrem să avem rezultate peste 8 ani. Ce trebuie să avem? Ce trebuie să facem? Tot timpul acesta este... Vrem să fim, nu știu, locul peste 8 ani. Ok, n-avem specialiști? N-avem. Bine, haide să aducem de afară, să ținem cursuri, să facem școală de antrenorat, pa, 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 și tot așa să creștem iarăși, să deschidem 10 centre în țară, 10, nu 2, nu una, știți? Avem nevoie de sportivi. Și dumneavoastră sunteți sportiv. Asta înseamnă că sunteți foarte ambițios. Povestea dumneavoastră de viață ne spune că sunteți foarte ambițios, Doamne ajută, că sunteți obsedat de rezultate. Vreți să livrați ceva într-un termen scurt, lung? Cum v-ați propus? Vreți să livrați ceva? Am 10 proiecte care vreau să termin în acest an. Digitalizarea sistemului nostru, contabilitate unitară, că avem 195 de organizații care finanțăm, descentralizare, reformarea școlii de antrenori, strategia sportului românesc până la sfârșitul anului și am un proiect extraordinar și uriaș cu sportul paralimpic. Pe 20 mai o să avem Forumul Național Paralimpic. Vreau ca fiecare club sportiv al nostru să înceapă o să aibă în fișa postului că trebuie să se ocupe de sportivi paralimpici. Fiecare antrenor, fiecare federație trebuie să preia sportivii paralimpici. Comitetul Paralimpic Român îl vom reorganiza și va fi comitet paralimpic, nu federație, că deocamdată sportivii paralimpici nu știu pe unde s-o ia, și vom da accesibilitate sportivilor paralimpici în sălile noastre de sporturi, că n-au accesibilitate. La not, la powerlifting, la scrimă, la atletism. Și cu siguranță Paris sau putem să, la Paris sau la Los Angeles, putem să trimitem o delegație de nivelul nostru. Deci sportivii paralimpici se vor antrena împreună cu ceilalți. Da. Se vor antrena împreună. Sunt multe sporturi. Extraordinar. Desigur. Extraordinar. Toate lucrurile astea sunt importante. Sunt 500 de medalii de aur la Jocurile Paralimpice. Aceeași premieri, aceeași valoare, sunt dublu de medalii ca la Jocurile Olimpice. Și noi stăm pe o mină de aur și nu facem nimic. Ați făcut un pas, o jumătate de pas în legătură cu ora de mișcare și nutriție de la școală, pentru că ne-ați aprins imaginația tuturor celor care încă mai suntem părinți de copii de școală, da?
că s-ar putea întâmpla cât timp copiii noștri sunt la școală. În ce clasă este copilul dumneavoastră? Fiul meu e a 10-a. Păi, am vrut să spun că mă gândeam reușim? Că e în clasa 4-a reușim? Și la, în clasa 12-a, când va ajunge în clasa 12-a. Păi, reușim până ajunge la 12-a. Deci, să le reamintim telespectatorilor noștri, ați promis că vreți să faceți începutul orelor de școală dimineața cu o oră de mișcare și nutriție. Asta ar fi idealul care îmi doresc. Ministrul idealul. Educației spune, da, ce idee interesantă, cum să nu facem, dar... Cu siguranță, în strategia sportului românesc, va începe activitatea sportivă din grădiniță. Adică copiii vor face ora asta ne la, gândim anul, la, foarte la anul școlar multe... care începe acum la toamnă, la anul ălălalt? Da, la anul celălalt. La anul celălalt, adică da. 2022-2023, când filmul va fi a 12-a. Domnule ministru, măcar să prindă în clasa a 12-a. Pentru că fac o oră, în clasa a 10 are o oră de sport pe săptămână. Credeți-mă, este la fel de prioritar cum vorbim de medalii olimpice, partea de jos. Înțelegeți? Păi, că de aici plecăm și aici ajungem. Asta e cel mai important, că de aici plecăm, da? Și de aici începem. Și de ce v-am spus data trecută, să înțelegeți? Am spus data trecută că copiii astăzi mănâncă la masă, da? Așa mici, cu laptopul, cu tableta, da. Nu se mișcă deloc. Așa și normal este. Când tu mergi la educație fizică și ai o activitate agresivă, pe modelul când noi alergam, noi eram obișnuiți cu mișcarea, ei nu sunt. Noi trebuie să introducem niște activități. Când un antrenor se bagă în ei, se sperie și nu mai vine niciunul. Asta ne spuneți. Exact. Exact. Și atunci noi trebuie regândit. Noi, în prima fază, noi trebuie să facem niște activități prin care ei, lor o să le placă, efectiv, sportul. Că o să meargă, nu știu, săptămânal odată la not, sau o să meargă la patinaj, sau dacă nu sunt patinoare, să facă volei. În Norvegia, sau... în fiecare săptămână copiii fac un sport de echipă și merg la not sau la schi. Așa se întâmplă în țări normale. Se poate. Mulțumesc mult, domnule ministru Eduard Novak. Reluăm discuțiile neapărat. Sper să faceți câțiva pași pentru proiectele astea. Pauză și ne întoarcem.